Mare atenție pe mâna cui vă lăsați banii pentru a investi. Polițiștii au dat de urma unei adevărate rețele de falși brokeri. Au căzut victime medici și chiar oameni de afaceri care au pierdut sume importante de 10.000 de euro. Calvarul unui român cu afaceri în construcție a început cu un simplu telefon primit de la un call center. Un fals broker l-a făcut să piardă peste 55.000 de dolari. Merg numai din datorii în datorii. Mă împrumut de bani dintr-o parte, îi dau în altă parte. A fost convins să investească mai întâi 2000 de dolari. Firma de brokeraj îl asigura că are legături cu bursa de la Londra. Încă nu se știe cât de întinsă e rețeaua dincolo de granițe, dar în București erau sute de angajați în câteva centre. Mulți nici măcar nu știau că lucrează pentru falși brokeri. Mai aveau o modalitate prin care atrăgeau sau mențineau persoana în schema lor, și anume elementul de disperare. Le spuneau că dacă vor să-și recupereze sumele de bani pierdute, trebuiau să vină cu alte sume. Noul meu broker care mi-a fost prezentat atunci când am mers la sediu, m-a contactat și mi-a spus că se va lista ceva la bursă, o companie, și sunt niște pachete de acțiuni și că trebuie să cumpărăm un pachet întreg de acțiuni, de 1000 de acțiuni, să aduc neapărat 20.000 de dolari. În ziua premergătoare listării firmei respective la bursă, am fost anunțat că de fapt nu putem să mai cumpărăm pachetul acela de acțiuni pentru că firma și-a retras acțiunile. Moment în care s-a și apucat să facă singur tranzacțiile, dar tot pe platforma firmei de brokeraj. A și câștigat în jur de 35.000 de dolari, dar nu i-a văzut. Au ajuns la falși brokeri care sunt, potrivit poliției, tineri fără o pregătire de specialitate. Știau foarte bine cum să-și prezinte povestea. Ei, la rândul lor, mai departe, erau formatori și instructori pentru alte persoane care trebuiau să dialogueze cu clienții, adică erau așa numitele scripturi sau scenarii în care erau dialoguri, aveau răspunsuri la orice fel de întrebare pe care putea clientul, potențialul client, să o pună. 10 persoane sunt cercetate într-un dosar cu prejudiciu de 1 milion de euro. Piața de capital, invadată de așiziși falși brokeri, a ajuns la momentul adevărului. Instituțiile statului și-au făcut datoria. Peste 300 de brokeri falși au fost scoși din piață și sunt cercetați. Deocamdată au depus plângere aproape 20 de persoane. Polițiștii caută și alte victime, posibil chiar și din străinătate.